Bine ai venit! Nu uitați să te abonezi la canalul nostru. Minusuri sau top probleme la BMW seria 5 E60. Motoarele Euro 5 diesel sunt pilaf, adică jale cu ele. Au distribuția în spatele motorului și cedează mai repede decât este normal. Costul de schimbare a distribuției trece lejer de 1000 de euro. Pentru a schimba distribuția trebuie scos prima dată motorul afară, pentru a avea loc să lucrezi. BMW a gândit în acest mod pentru a-și majora profiturile cu vânzarea de piese. Arborele cotit, vibrochenul, este super fragil la diesel Euro 5. Cedează deseori la 80.000 de kilometri sau 2 ani și nu este deloc ieftin de înlocuit. Clapetele Swirl. Există două variante în acest caz. Fie le anulezi, fie le schimbi periodic odată la 2 ani preventiv. Acestea sunt o problemă veche la BMW și riscul ca aceste clapete să se rupă este mare. Dacă cumva ai ghinionul să se rupă, cam poți să-ți iei adio de la acel motor. Sistemul iDrive se blochează uneori fără motiv. Sunt cazuri în care un update de soft rezolvă problema. Pixel morți la display. Se poate remedia relativ ieftin și ușor față de alte probleme la acest model. Cutia de viteze automat. Dă rateuri uneori. BMW zicea că nu este nevoie niciodată să fie schimbat uleiul la cutia automat. Și mulți au crezut asta. Acest lucru a fost dovedit că era doar un artificiu de marketing. Au procedat așa pentru a crește încrederea în cutia automată, care a fost mult mai scumpă pe mașinile noi decât clasica manuală în 6 trepte și pentru a veni mai des în service pentru reparații care nu sunt deloc ieftine în acest caz. Ca orice cutie de viteză automată are nevoie de schimbul uleiului la fiecare 60.000 de km parcurși sau maxim 3 ani, depinde care interval este atins mai repede. Suspensia pneumatică pe puntea spate, sensibilă la drumuri proaste sau încărcături mari. Este o problemă des întâlnită, apar probleme la senzori, pernele de aer și afectează confortul, comportamentul rutier. Iar second hand, să cumperi de la dezmembrări, această suspensie este riscantă. Poți plăti manopera de 2 ori dacă se strică și ești mai scump decât ai fi cumpărat una nouă. Sarcina utilă medie. Atenție la câte bagaje grele car cu ea, dacă nu vrei o vizită prea curând în serviciu. Poate părea ciudat, dar portbagajul la sedan și break este mai mic decât al lui Skoda Octavia, ce este clasă medie. Iar dacă ne gândim la Superb, mai ales la locurile din spate, seria 5 este net inferior. Unele plastice foarte proaste la interior, ce par mai ieftine decât la vechile E39 sau E46. Culori șterse uneori la interior și interior destul de banal, mai ales la versiune de bază fără opțiuni. Butoane, ornamente ce se mătuiesc, decojesc destul de ușor. Sunt destul de întâlnite la seria 5 E60. Uneori o să găsim șterse inscripțiile de pe butoane, iar asta nu este deloc premium. Concluzie. Dacă vrei să stai relaxat, ocolește versiunile Euro 5. Recomandarea noastră. Un 525D sau 525XD echipat cu scaunele confort, cutie manuală în 6 trepte reprezintă o alegere inteligentă. Ideal ar fi un 530i, dacă nu te uiți la costurile de întreținere mult mai mari. Sunt destui proprietari de seria 5 F10 ce le vând și cumpără una din aceste versiuni de mai sus, fiind mult mai fiabile decât generația mai nouă. 520D este cea mai căutată de români, dar mașina este destul de leneșă cu acest motor și mai ales cele Euro 5 sunt cele mai proaste din gama BMW. Acest motor a pus pe jar mulți fani BMW, aducând dezamăgire și disperare. 520i are setea cam mare la benzinărie și merită doar dacă faci foarte puțin kilometri pe an, să zicem sub 10.000 de kilometri ca medie. Iar prețul lor nu este deloc mic. Mașinile cu pachete M sunt mai scumpe și mai rare. O achiziție mai inteligentă este să iei o mașină bine întreținută și să nu ai obsesia M. Acest pachet nu îți transformă mașina într-un M veritabil, așa că nu pierzi mare lucru. În descrierea acestui clip ai linkul cu descrierea mai detaliată a lui BMW E60. Te ajutăm să iei mașini bune, nu rable sau petarde. Fiabilitatea este importantă și mașina trebuie să te aducă bucurie, nu probleme sau stres. Pe curând!